Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi va fi una simplă, ușoară și delicioasă, care se numește legume la cuptor. Haideți să vă arăt ingredientele. Bună ziua! Astăzi o să facem, după cum bine vedeți, legume la cuptor. Și anume, avem dovlecei, baza o fi dovlecei. O să folosim ardei, nu tot jumate-jumate. Avem o ceapă normală, avem o legătură de ceapă verde, avem ciuperci, 250 de grame, avem o căpățână de usturoi, jumătate de legătură de mărar și 2 dovlecei mari. Și bineînțeles, o să mai folosim separat după aia, o să folosim 4 ou, 2 linguri de făină și bineînțeles un pic de ulei, sare, piper și condimente ce mai punem. Cam atât avem nevoie pentru o mâncare delicioasă, simplă și foarte sănătoasă. Haideți să începem! Facem un pic de loc. Aici avem scândura, cuțitul. Și vrem să tocăm prima dată ardeii. V-am spus că nu o să tocăm tot, o să tocăm jumate. Și le tocăm. Jumate roșu, jumate verde. Da, pentru culoare, pentru gust. Să știți că ar merge și fără ardei, dar dacă eu am ardei, noi punem ardei, că ardei dă și o culoare și nu numai culoarea contează, gustul îi dă un gust aparte, deci foarte bun. Deci gândiți-vă, o fi numai din legume, fără carne. De data asta nu mâncăm carne, o să facem decât legume și le tăiem așa mărunt. Puteți să le tăiați și lungi, dar eu prefer să le tai așa mai mărunt. Din ce cauză vă spun? Că se face mai repede. Dar normal, dacă vă place și aveți timp la dispoziție, să lasă felii mai mari, lungi, un pic mai groasă, că arată cu mult mai bine. Și să simte mult mai bine legumele, dacă le lăsați mari. Eu le toc mai mărunt pentru a face mai repede, că de data asta nu prea așa avem timp la dispoziție. Uitați-vă aici ce culori fain avem, vă place? Uitați, verde, galb, adică verde, roșu. Uitați, acum tăiem și ceapa asta, tot așa, foarte mărunt, o ceapă ne ajunge. V-am spus, baza o fi dovlecei. Deci aia punem mai mult, că aia o să punem, o să vedeți cum. Tot așa, le tăiem mărunt. Tot din cauza asta. Care am spălat și ceapa și ardei și toate legumele de aici sunt spălate. Acum ce am făcut? Am tocat legumele. Ardei și ceapa. Da. O să tocăm și verdeața. Ce e mărar? Da, o legătură bună de mărar, așa. Uite cât mai este aici, n-am văzut. Ăsta are un miros nemaipomenit. Și acum le tăiem și ciupercile, tot așa le tăiem, cuburi, că vreau să fie
putem să le tăiem. Hai să le tăiem un pic. Felii mai mari, da. Să nu le mai dărăbuiesc așa mici. Atât. Ia, cer scuze, dragilor. O răci, domnul Mihai. Foarte, foarte mult. Deci, vedeta a fi până la urmă ciupercile și dovleacul. Da, loc de carne. Da, da, da. Loc de carne. Deci nu folosim carne, dar folosim dovlecei. Dovlecei e un loc de carne. Foarte bine. Dar dacă vreți și doriți să faceți cu carne, puteți să faceți cu piept de pui. Dar eu acum am dorit de data asta să o fac fără carne. Atât. Mai avem ceapa verde. Da. Așa. Asta nu mai facem, o să mai curățăm usturoiul și dovleacul. După cum vedeți, am golit tocătorul, am pus pe tavă și eu am spălat dovlecei, dar nu-mi place coaja. Am zis să las pe ea, dar nu, să știți că m-am răzgândit. Sincer, m-am răzgândit că eu le-am pregătit numai să le toc și gata, că vedeți că e spălat. Dar nu-mi place cum arată coaja și uitați, am luat ăsta, cuțitul economic și o curăț. O dau jos coaja, ea e spălată, v-am mai spus. Și o curăț și după aia o tăiem. Că am vrut să o tai cu coajă cu tăt, dar nu mere, că nu știu. Acum le-am cumpărat, dar... E crudă, e adevărat că e crudă, dar are 2 zile de când am cumpărat și deja uitați-vă aici, începe să se gălbenească. Și atunci am zis că nu pun coaja, mai bine o curăț, că mie nu-mi place. Și atunci am zis, hai să o curăț. Dar ideea era să o pun cu coaja, știți? Și mai avem... Asta de tăiat se taie foarte ușor și foarte repede, nu durează mult. Deci toată rețeta e de 10 minute, credeți-mă. Și uitați, asta pun deoparte. Aici, asta las aici, aici curăț usturoiul, că avem nevoie și de usturoi, să știți. Punem acolo, că asta o să le luăm de aici și ștergem tocătorul. Mă trebuie să, acum, dacă m-am pus să le curăț, le curăț. Că ne trebuie și usturoi. Usturoiul dă un gust foarte, foarte, foarte bun. Scoate tot gustul în evidență. 4 căței, că asta e micuță, asta e foarte mică, asta e rătăcită pe aici. Vedeți? Na. Și acum... O să luăm o coaja, să ștergem tocătorul și continuăm mai departe. Așa le tăiem dovlecei. Sunt foarte subțiri. Da, felii subțiri. Asta nu le tocă mărunt, dacă aș putea să le tocă cum am tocat ardeii. Dar nu le tocăm, le tăiem foarte subțiri. Ca să o vedeți. Felii. De subțiri de vedeți prin ea. Asta de ce? Puteți și mai groasă, că nu are nimic, numai atunci durează mai mult. Înțelegeți? Deci asta e scopul. Și
și carnea. Cu cât e bucata mai mare, fierbe mai greu. Cu cât e mai mic, fierbe mai rapid, nu? Deci și la dovlecei, aceeași. Tăie mai subțire, să fac mai repede. Tăie mai greu, să fac mai greu. E mult dovleac. Păi, o să fie, da. Îți dui dovlecei, noi suntem patru persoane. Deci mâncăm mult, 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 mult. Deci din asta noi o să mâncăm nu o dată, de două ori, să știți. Da. Da. Acum am zis că dacă fac, să nu fac. Poate și de trei ori. Da. Să știți că... E mult dovleac, este și ciuperci. Legume, da, nu este foarte mult. Și v-am spus, mâncăm... Suntem și noi patru persoane și o să mâncăm. Acum nu mai facem chiar așa de multă mâncare, dar totuși, că te vrei, ți iese fără să vrei mai mult. Am zis că nu-i mult doi-doi după da, cei, dar ajungea uite. Ajungea și unul. Da, exact cum zice Mihai, să știți. Păi am ziceați că mi-e zgârcită, fac mâncare dintr-un dovleac. Ce voi, sare? Da. Ca să se moaie un pic. Așa. Și acum lăsăm un pic să se moaie. Vreau să fac loc. Să fac usturoiul. O zdrobim, ca să facem mai repede. Și tăiem foarte, foarte mărunt. Ați văzut? Așa. Și lăsăm lângă, că oricum vine amestecat. Deci, ea vine tot amestecat la oaltă. Poftim. Cu dovleacul, dovlecel, mititel. Apăsăm să zdrobim. În timpul ăsta ea elimină tot parfumul și să face mai ușor. Atât. Am tocat usturoiul. Punem peste ca să iei gust. Așa. Și acum, dragii mei, să vedeți cum facem. Mi-e foarte cald. Eu am aici un bol din asta de sticlă în care bag la cuptor. O să unc ulei, că trebuie uns, obligatoriu. Trebuie uns foarte bine, să nu se lipească, așa. Vedeți, nu se ajunge peste tot, că nu-i mult ulei, dar măcar pe fund să fie, așa. Și acum, v-am spus că avem și ou. O să vedeți. Deci, o să sparg, o să duc un bol, sparg ouul și vă arăt cum fac compoziția. Și, dragii mei, am tocat toate legumele. Acum facem compoziția de care v-am vorbit. Și anume, vă spun de la început, o să folosesc 4 ouă întregi, o să folosesc 2 linguri de făină, cam 100 de mililitri de lapte, un pic de sare, piper, o lingură de ulei și toate legumele ce sunt aici. O să le amestecăm, o să vedeți. Acum, prima dată, uitați, spargem ouăle aici, întregi. Și 2, 3, 4
puteți să puneți și 5, puteți să puneți 3, cât sunteți, în funcție de cât sunteți, cât doriți să faceți. Asta depinde. Faceți mai mult sau mai puțin. Acum, unde băgăm un praf de sare. Ăsta e piper, da, băgăm și piper. Nu e nicio problemă, că trebuie și piper și sare. Okay. Uitați, sare, piper, condimentăm și punem și o lingură de ulei. Așa. Batem bine ouul. Acum punem laptele, punem nu foarte mult, v-am spus 100 de mililitri, uitați așa, atât. Batem și cu lapte. Așa. Luăm o lingură și v-am spus că băgăm două linguri de făină, nu? Așa. Una, două. Două linguri cu vârf pline. Da, nu-i mult, Mihai, la compoziția asta. Da, i-am zis că am văzut lumea. Păi să vadă, nu? De aia și am arătat, că dacă nu vroiam, nu arătam, nu? Da. Deci i-am fost și le-am arătat. Nu-i nimic de ascuns. Foarte bine. E bine, bine, foarte bine. Doamna Corina, e super bine. Deci s-a făcut aluat așa, ca de clătite. Și acum, dragii mei, facem un pic de loc, avem haos pe masă și mie nu-mi place lucrul ăsta. Facem un pic de curățenie. Și le așezăm. După cum ați văzut, am făcut aluatul ăsta ca de clătite. Acum băgăm în aluatul ăla toate tocăturile ce am tocat cu verdeață, cu ceapă, cu toate legumele. Și amestecăm, dar mai vine și dovleacul, numai vrem un rând de dovleac să punem din jos. Și restul vine în ea, o să vedeți. Uitați-vă aici cum arată, așa. Acum asta le luăm, asta tragem deoparte și iau bolul care le punem așa. Deci trebuie să astupăm fundul la... Să acoperim fundul peste tot. Da, facem un pat, așa se zice la asta, un pat de dovleac. Așa se numește pe la noi, pat. Pe la dumneavoastră se numește pătuț, cred. La noi pat, la dumneavoastră pătuț. Na, e acoperit, da. Sau mai este? Acoperă bine. Eu nu știu, nu văd bine. Nu știu că nu le văd. Na, am făcut așa o scut de dovleac din jos. Restul de dovleac o luăm asta. Cu, aici avem și usturoiul, să nu uitați. Uitați. Și amestecăm cu compoziția. Mă dau seama ce tactică, n-am mai văzut-o. Tu nu vezi bun. Așa tactică de război n-am văzut-o pe la noi. Îmi trebuie lingura de aia. M-am întins pe aici. Amestecăm foarte bine, uitați, că acum trebuie să fie amestecat cu compoziția asta, vedeți? Uitați așa. Acum trebuie să gustăm dacă are gust, că nu știu dacă are. Eu am băgat sare, piper, mărar, usturoi, ați văzut, nu? Dar nu știu dacă are gust, mai trebuie gustat și dacă acum lipsește ceva. Nu-i suficient de sărat, nu-i suficient de piperat. Acum e momentul. Mai puteți să puneți acum. Hai să iau puțin. Chiar că nu.
Ce mai pui? Piper? Și piper și sare, că n-are gust, tati. Doamna... Atât, n-o să fie. Margare mai puțin cu sare. E frică la domnul Mihai. Păi... Dar sunt multe legume și știți că ciupercile și dovleceii trage, absorbe în ea sarea și atunci normal că dacă nu pui cât trebuie, n-au gust. Na. Acum ați văzut, nu? Hai să vedeți. Am făcut patul, am uns tava, am făcut patul, am amestecat legumele cu compoziția de ca de clătite și acum punem peste tot. Am tras tot în ea. Trebuie să le așezăm foarte bine. Așa. Să ne spuneți dacă ați mai văzut așa rețetă. La noi vedeți rețete deosebite, dragilor. Sincer vă spun. Nu, uitați-vă aici, dragii mei, legume la cuptor vă fac, fără carne, dar e mai bun decât cu carne, credeți-mă pe cuvânt. Acum noi o să introducem la cuptor asta, lăsăm vă 30 de minute. O să căutăm să vedem cum e, să fie moale și dacă e făcută, atunci eu am un pic de parmezan, puțin. O să pun peste, pe deasupra. Dar asta nu e obligatoriu, numai dacă vreți. Dar eu o să pun peste, o să vedeți. Numai acum trebuie introdus în cuptor, uitați așa, și lăsat la 100, eu pun la 180 de grade, vă 30-35 de minute. Și atunci, după 30 de minute, o să căutăm să vedem cum e. O să vedeți. Am scos legumele, uitați, este aproape gata. Acum am răzălit cașcavalul, 50 de grame de cașcaval și uitați, punem peste, așa, să acoperim cu cașcaval. Uite cât de bine arată, vă salut. Asta și eu. Asta se topește și se face o crustă foarte faină, care o să vedeți ce faină se arată. Și când o fi gata, vă arătăm. Deci, dacă aveți mai mult, puneți mai mult. Eu atât am, atât pun. Asta este tot, am pus și acum introducem în cuptor și când e gata, o să vă arătăm. Tăiem o felie și gustăm și vă arăt și cum arată. Acum mă duc să o duc înapoi în cuptor. Cam câte minute o mai lăsăm? Mai lăsăm 10-15 minute și după aia revenim. Este fierbinte. Am scos, dragii mei, legumele din cuptor. Uitați așa arată, am gustat aici un pic, este foarte bine făcut. O să luăm o bucățică și o să punem în farfuria astalată, unde avem câteva felii de murături, lubeniță murată. Este foarte delicioasă și numai bine mere lubenița cu legumele astea la cuptor. Deci mere extraordinar. E un meniu pe cinste. E ușoară, e rapidă, e sănătoasă și foarte, foarte gustoasă. Uitați așa arată. Acum o să tăiem. Faci poză, Maria? Da. Fă poză și după aia scoatem o bucățică. O să facem așa o bucățică să scoatem. Nu știu, uitați. Eu zic că să ia. M-am luat-o eu foarte mare. Uitați aici. Cum arată. Arată extraordinar. Chiar arată super, super bine. Are de toate, vitamine, legume. Este ceva sănătos, delicios. Deci am luat o bucățică de aici, așa. Și eu zic cu murătură, mere foarte bine. Ați văzut cum se leagă? O legată a luat, o las o închegat de la ou, normal. Și cu cașcavalul ăsta topit peste, că... Nu, uitați-vă aici, are o crustă, doar să vede, nu? Ați văzut, uitați, de cașcaval care se întinde, uitați ce fain arată, super!
Nu e fierbinte, dar este foarte, foarte gustos. Ciuperci, cașcaval, ardei, dovlecei, numai lucruri sănătoase. Deci cam așa arată finalul, ca să un pic mai încolo să se vadă. Atât. Și asta este o porție sănătoasă, dacă mânci una din asta nu-ți mai trebuie toată ziua nimic, e sătulă. Așa că, dragii mei, încercați și voi rețeta, eu zic că v-a plăcut, e ceva rapid, ceva gustos. Eu vă doresc poftă bună, vă invit și pe voi să veniți cu noi la masă, să mâncați și voi cu noi, să vedeți cât e de gustos. Și nu rămâne decât să vă urez poftă bună și la revedere! Pupici! La revedere!